a lăsat nunta și să chefuiască și a mers cu ambulanța la spital. Mirele a însoțit-o și apoi s-a întors și le-a dat tuturor vestea cea mare. Gata, mă! Gata! Cel mai frumos cadou de nuntă i l-a făcut chiar mireasa lui, un băiețel de 2,6 kg, sănătos și grăbit să vină pe lume. Mama știa că abia peste 2 săptămâni urma să-i vină sorocul, așa că atunci când contracțiile au început, ea purta rochia de mireasă. O nuntă la Ionești, la Marcea. Avem o mireasă care are contracții din 2 în 2 minute. Are 8 luni și 2 săptămâni. Mireasa e lângă mine, doamnă, suntem la nuntă, la cămin. N-a durat mult și o ambulanță a venit să ducă viitoarea mămică la spital. Auziți, doamna doctoră, bolul îi lui, coronița, eu las pe coaptă. N-a apucat nici eu, dau zi. Așa, buletinul să-i dat la ea. Aoleu, n-are... Cine? Nici bine nu au ajuns la Vâlcea, la maternitate, că Alexandru Ioan a și venit pe lume. Sărbătorim și ziua anunță și ziua copilului. Și puteză, da. Sunteți o mămică fericită. Foarte fericită. Contează un copil, o sănătate. La căminul din Marcea aveau acum oamenii 2 motive de sărbătoare. A născut mireasa? Tocmai astăzi. Tocmai în ziua anunții. Mi-a adus cadou un băiețel. Și acum la nuntă ce să facem fără mireasa? O să ne distrăm. O să fie ca o distracție într-una. Chiar și fără mireasă s-a tăiat tortul. Nașa a fost cea care l-a ajutat pe ginerele neobișnuit cu ustensilele de bucătărie. Mai sunt 12 ore de vacanță, iar clopoțelul va vesti un nou început de an școlar. Pe lângă rechizite și hăinuțe noi, florile nu trebuie să lipsească din arsenalul mic.